să vă salut. Bună ziua la toți cei care ați onorat invitația noastră. Ne bucurăm că sunteți împreună cu noi în această acțiune, activitate pe care o realizăm. Numele meu este Maria Talpă, sunt președinte Asociației pentru Dezvoltare Locală Adele Progres din Piatra Neamț. Scopul acestui eveniment de presă îl reprezintă lansarea unui proiect Integra, investiție în oameni, investiție sigură, proiect finanțat din Fondul Social European prin POSDRU, AXA 5, domeniul major de intervenție 5.1. Asociația Adele Progres este aplicantul principal sau beneficiarul în cadrul acestui proiect. Îl derulăm împreună cu Camera de Comerț și Industrie Piatra Neamț, reprezentată aici de o echipă inclusă în proiect, împreună cu doamna Elena Miron, directorul general al Camerei. Și al doilea partener este filiala Asociației Adele Progres Negrești, județul Vaslui, a cărui reprezentant va sosi cât de curând, că vine cu un mijloc de transport care ajunge la ora 11 în Piatra Neamț. Ce aș putea să vă spun despre acest proiect înainte de a intra în prezentarea propriu-zisă este faptul că în virtutea experienței și activităților desfășurate de organizația noastră împreună cu colaboratori, cu factori cheie de pe piața muncii din județul Neamț și din regiunea Nord-Est, am constatat că pentru o mai bună ocupare, o creștere a ratei de ocupare în rândul populației active din această zonă, este necesar să aducem la dispoziția persoanelor interesate de a ocupa un loc de muncă, să aducem servicii cât mai diversificate. Servicii care să îi ajute în diferite momente ale vieții și ale carierei acestor persoane. De aceea o să găsiți în proiectul nostru activități pe care le desfășurăm fie noi ca solicitant sau partenerul Camera de Comerț, care se completează, se împreunează pentru a susține aceste persoane în demersurile lor pentru ocupare. Acest proiect vine și ca urmare a unui alt proiect care noi l-am derulat tot pe acest model, dacă am putea spune așa, tot Integra, generic se denumea. Un proiect care ne-a arătat că atunci când ne ducem cu activitățile noastre în zona, cât mai aproape de domiciliu persoanelor pe care vrem să le atragem în grupul țintă, avem succese mai mari. Putem să obținem feedback-uri pozitive din mai multe puncte de vedere. În primul rând, oamenii sunt în măsură să ne cunoască mai bine. Ne ducem acolo o dată, de două, de trei ori, ne ducem acolo cu servicii diverse, ne ducem acolo cu cursurile, cu lectorii, observă ce se întâmplă pe parcursul acestor servicii și consider eu că atragem atenția și administrației publice locale, văzându-ne acolo, discutând cu oamenii și familiilor, persoanelor respective și altor instituții din zona respectivă. Lucrăm cu școli, lucrăm cu parohii, lucrăm cu firme din zona respectivă, lucrăm cu, în primul rând, cu administrații, cu primării, cu consilii locale. De aceea consider că acest proiect pe care noi îl lansăm astăzi aici vine ca o continuare și ca o dezvoltare a ceea ce am făcut până acum și sperăm ca rezultatele să fie mult îmbunătățite față de cele pe care le-am realizat pe parcursul proiectelor anterioare. Încă o dată aș dori să vă mulțumesc că sunteți aici cu noi, să mulțumesc presei pentru că în activitatea pe care noi am desfășurat-o au fost alături de noi și au marcat în mod foarte obiectiv și foarte realist problematica cu care noi ne-am
confruntat pe parcursul acestor implementări și sper ca și în continuare să procedăm la fel. De asemenea, mulțumesc reprezentanților celorlalte organizații, primăriilor care au fost interesați să participe la această lansare și sper ca împreună, pe baza experienței pozitive înregistrate în decursul anilor, să putem să inițiem și alte proiecte, având în vedere perioada aceasta care urmează de finanțare prin fonduri structurale, dar nu numai, 2014-2020, care se pregătește acum. O să vă rog să-mi permiteți să prezint câteva slide-uri. Acestea reflectă foarte sumar ceea ce am dorit noi să vă aducem în fața dumneavoastră. În primul rând, cine suntem noi ca inițiatori, Adeleu Progres, o asociație de dezvoltare locală înființată acum 9 ani. Deci, dacă dăm puțin câteva zile timp înapoi, avem 9 ani de când ne-am înființat, când încă eram în căutări să vedem ce am putea să realizăm și noi pe această piață a serviciilor pentru dezvoltare resurse umane. Încă din 2005, de la înființare, am început să inițiem proiecte și să le punem în aplicare în diferite domenii, dar toate au venit în special pentru dezvoltare resurse umane sau dezvoltare comunitară. Depinde de ce obiectiv a avut proiectul respectiv și acolo unde noi am fost capabili să facem ceva, adică să venim cu o oarecare expertiză. Sunt proiecte care au fost derulate atât prin fonduri europene cât și prin fonduri locale, avem și fonduri guvernamentale, avem și cu resurse proprii prin colectare de fonduri. Acestea sunt câteva din proiectele până la aderare. Apoi, proiectele care sunt pe fonduri structurale sunt prezentate aici doar cele de pe POSDRU, adică proiectele în care noi am fost fie parteneri, fie aplicanți. Este un proiect strategic, aplicantul fiind un partener din regiunea centru, adică de la Alba Iulia. Integra este proiectul de care vă spuneam că am început și noi ca aplicant în 2010. Este un proiect pe care l-am încheiat și la care ne-am atins scopul și obiectivele propuse, iar rezultatele au fost obținute peste nivelul celor estimate. Alt proiect care l-am derulat ca aplicant, dar în regiunea vest, am vrut să ne deplasăm și în alte regiuni pentru că expertiza noastră și partenerul din regiunea respectivă au fost suficiente pentru a asista grupuri țintă și din această regiune. Și pentru echipa noastră, dacă vreți așa, a fost un schimb de experiență foarte benefic în derularea, în implementarea unui proiect în altă regiune. Regiunea Vest, Banatul, am zis noi că putem face un schimb așa pe diagonala României, un schimb de experiență între cele două organizații partenere. Avem proiecte desfășurate și mă bucur că am reușit să facem acest parteneriat cu instituții publice, în special cu cea mai importantă instituție publică cu cea mai importantă instituție publică de pe piața muncii, dacă ne referim la județul Neamț, deci proiect derulat cu Agenția de Ocupare, care iarăși pentru cele două echipe a fost o experiență foarte bună în colaborare, în conlucrare, în tot ce vreți dumneavoastră pentru a putea să ne desfășurăm activitatea pe o piață a muncii locale foarte, să zicem așa, la concret, având în vedere că agenția gestionează din punct de vedere instituțional problematica pieții muncii în județul Neamț. Tot cu Agenția de Ocupare avem și acest proiect Comaru, complex de măsuri active în mediul rural, care l-am încheiat de-abia la începutul anului 2014, undeva pe la 30 ianuarie și unde, într-adevăr,
au fost și aici atinse rezultatele prevăzute. Acum o să rog pe George să nu se supere. O să revin la un alt proiect care l-am realizat în parteneriat cu un agent economic. Deci, dacă vreți, așa avem experiență în toate domeniile. Am parteneriat și cu instituții publice, și cu ONG-uri, și cu mediul de afaceri, respectiv Pluri Consulting Group este o firmă de consultanță cu care am derulat și derulăm proiecte pentru dezvoltare resurse umane, unul din acestea fiind și proiectul SMART, care la fel l-am încheiat, dar cu o continuare în prezent și pe alte proiecte unde ei sunt aplicați și noi parteneri. Despre proiectul acesta, proiectul Integra, investiție în oameni, investiție sigură, dacă nu am creat noi această deviză, ne-am însușit-o totuși, investiția în oameni, investiție sigură, pentru că suntem convinși că cea mai eficientă investiție este investiția în oameni. Pentru că omul este cel care sfințește locul, este cel care produce, care schimbă, care creează. Și atunci, cu cât investim mai mult și mai bine și mai eficient, cu atât vom avea și urmări și rezultate mai bune. În cadrul acestui proiect spuneam că solicitante suntem noi, Asociația pentru Dezvoltare Locală, partener Camera de Comerț și Industrie Piatra Neamț, este un partener cu care noi conlucrăm pe diverse planuri și pe cel al formării profesionale. Avem experiență în realizarea de cursuri, de activități comune și pe asistență și consultanță antreprenorială și multe alte activități care s-au ivit pe parcursul derulării proiectelor pe care le-am inițiat fiecare în parte sau comune, așa cum a fost, cum este și acest proiect. Și Asociația pentru Dezvoltare Locală Adelea Progres este filiala Negrești, județul Vaslui, este o organizație de sine stătătoare care a intrat pe această piață a muncii, pe această piață pe care să furnizeze servicii de ocupare în muncă. A venit între timp și doamna Petrescu, este reprezentanta asociației de la Negrești. Perioada de implementare este de 18 luni. Am început la 11 martie și sperăm să ajungem cu bine la 10 septembrie 2015. Finanțator, spuneam de la început, Fondul Social European prin POSDRU, Programul Operațional Sectorial Dezvoltare Resurse Umane și autoritate contractantă OIR POSDRU Neamț. Ca obiectiv general al proiectului, ne-am propus să creștem capacitatea de ocupare a șomerilor, așa cum vă spuneam, în special a șomerilor de lungă durată. Am constatat din activitățile noastre, din experiența noastră, că cel mai greu de integrat pe piața muncii sunt aceste persoane, pentru care eforturile trebuie să fie mult mai consistente, eforturile fie de sprijin, de ajutorare, dar și din partea lor de convingere și de insistență pentru a putea să acceseze un loc de muncă pe piața muncii. Ca obiective specifice, ținte pe care vrem să le atingem în vederea realizării obiectivului general, ar fi să oferim servicii de asistență personalizată, de orientare, de consiliere profesională, de mediere, de job club, bursa locurilor de muncă. Pentru grupul țintă să realizăm cursuri de formare profesională în funcție de cerințele pieții muncii printr-un număr de 11 programe de formare profesională în meserii care se cer sau care sunt mai deficitare pe piața muncii sau sunt solicitate chiar de grupul țintă în vederea, mă rog, facilitării angajării acestuia și, de asemenea, să încurajăm și să ajutăm persoane care ar putea să devină mici întreprinzători să-și realizeze o mică afacere pe cont propriu.
Bineînțeles că activitățile care ni le propunem în cadrul acestui proiect sunt cele care susțin demersurile noastre pentru atingerea obiectivelor pe care ne le-am propus. Și dacă ne gândim la primul obiectiv specific, desigur că activitățile de bază vor fi cele de informare profesională, de informații legate de piața muncii, de analiza ocupațională, posibilități de instruire, modalități de folosire a testelor de autoevaluare și alte. Apoi, tot aici la servicii specializate, vorbim de consiliere profesională și orientare în carieră, cu tot ceea ce implică aceasta, identificare problemei ale clientului, stabilirea împreună cu persoanele consiliate a pașilor, care vor trebui să-i urmeze în vederea participării la activitățile din cadrul proiectului. Activități care le vom derula fie în cadrul consilierii, fie în cadrul sesiunilor de Job Club, cele care țin de pregătire în tehnici de căutare a unui job, respectiv în tocmirea unui CV, a unei scrisori de intenție, prezentare la un interviu, identificare de locuri de muncă vacante în domeniu specific, întâlniri care să aducă față în față angajatorii și persoanele interesate să fie angajate. În legătură cu medierea muncii, de asemenea, avem și această activitate pe care o vom realiza în cadrul proiectului, pe toată durata proiectului, ca mediere propriu-zisă, prin acel plan individual de mediere, în care fiecare persoană interesată să ocupe un job va fi informată, va fi consiliată, va fi ajutată și va primi recomandare să se adreseze agenților economici unde am identificat locuri de muncă vacante, dar foarte important este că în urma acestei activități noi ne-am propus și un coeficient de ocupare a acestor persoane, adică medierea în final să obținem și un anumit număr de persoane angajate. Vom avea și un îndrumar, o broșurică pe care o vom pune la dispoziția grupului țintă în vederea ajutorării sau, dacă vreți așa, stimulării interesului pentru a se perfecționa în tehnici de căutare a unui loc de muncă. Vor avea și, deci, sub această formă scrisă, informații, recomandări, îndrumări pentru a-și căuta un loc de muncă și, în final, a reuși să obțină un loc de muncă. Tot aici, la serviciile acestea specializate, vom avea în vedere să organizăm cel puțin o bursă a locurilor de muncă pentru toți absolvenții cursurilor noastre de formare. Ei venind la cursuri să nu se simtă abandonați în momentul în care s-a încheiat cursul, a luat certificatul, să uite la certificat, vede că e muncitor calificat sau este specialist sau, eu știu, și-a perfecționat pregătirea, dar nu face altceva decât să-și îmbunătățească portofoliul de certificate. Și atunci vrem ca acești absolvenți să-i aducem față în față cu potențiali angajatori, fie angajatori care au locuri de muncă vacante, fie angajatori care ar putea să fie stimulați, eu știu, prin întâlnirea cu acești absolvenți, să angajeze muncitori calificați în locul celor necalificați pe care respectivii să-i trimită la calificare. Deci am dorit să finalizăm cumva această activitate de formare profesională cu o asistență post-curs. În legătură cu activitatea de formare profesională, avem aici o listă cu cursurile pe care le vom organiza, în programe de curs, de fapt în cadrul cărora avem mai multe grupe. Dacă ne uităm, Designer Pagini Web este un curs de calificare nivel 3, cu o durată de 1080 de ore, este pentru o singură grupă. Electrician în construcții, curs de calificare nivel 2. Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, curs de calificare nivel 2, cu o durată iarăși de 720 de ore. Lucrător finisor pentru construcții, lucrător în comerț, aici avem două grupe, competențe informatice, curs de inițiere, trei grupe. Acestea au fost cursurile care le organizăm noi ca aplicant.
Aici, în continuare, o să găsiți și cursuri care le organizează partenerul. Competențe antreprenoriale, curs de inițiere 3 grupe, inspector în domeniul sănătății și securității muncii, tot la partener, la Camera de Comerț, comunicare în limba engleză, parcă e la noi, da? La noi, la ADL. Inspector referent resurse umane organizează partenerul, manager în activitate de turism, iarăși organizează partenerul. Toate cursurile pe care le realizăm sunt cursuri desfășurate după standardele ocupaționale reglementate la nivel național și sunt cu autorizația din partea Autorității Naționale a Calificărilor, fostul CNFPA, ca să știm despre ce e vorba. Vă spuneam că al treilea obiectiv specific se referă la facilitarea și stimularea interesului antreprenorial în rândul persoanelor din grupul țintă, în așa fel încât acele persoane care dispun de ceva resurse, care sunt independente profesional și ar dori să se descurce pe picioare proprii, pe forțe proprii, să poată fi încurajate prin serviciile pe care noi le furnizăm să pornească, să demareze asemenea mici afaceri. Aici va lucra partenerul nostru, Camera de Comerț și Industrie, care este, dacă vreți așa, specialist și are o expertiză deosebită în acest domeniu și vom furniza servicii care țin de identificarea afacerii, de designul planului de afaceri, de consultanță pentru, din punct de vedere juridic, pentru înființarea firmei, din punct de vedere financiar, de studiu de piață, marketing și așa mai departe. Tot în cadrul acestei activități vom iniția și un concurs de planuri de afaceri, urmând ca cele mai bune planuri de afaceri să fie și premiate. Deci să fie, dacă vreți așa, susținuți cei care vor câștiga aceste premii și încurajați și mai mult pentru a putea să pornească afacere. Activitățile proiectului se adresează la cel puțin 460 de persoane care au reședința în mediul urban și rural din regiunea Nord-Est, în toate județele regiunii, da? Persoane care au un anumit statut pe piața muncii, respectiv sunt în căutarea unui loc de muncă, sunt inactive și vor să reintre pe piața muncii, sunt șomeri tineri, șomeri de lungă durată, unde vă spuneam că avem ponderea, pentru că noi ne-am focusat mai mult pe această categorie, șomeri peste 45 de ani și șomeri de, tineri de lungă durată. Ce dorim să obținem în cadrul acestui proiect, deci nivelul minim a rezultatelor estimate pentru acest proiect, ar fi așa, 440 de persoane care să beneficieze de serviciile specializate, respectiv de informare, consiliere, mediere pe piața muncii. Vom edita pentru participanții la aceste servicii 440 de broșuri, cel puțin. Ca o noutate pentru proiectul nostru, am constatat că, din celelalte proiecte, că este necesar să conștientizăm cumva persoanele care se adresează proiectului asupra, dacă vreți așa, abilităților și aptitudinilor pentru a participa la asemenea activități și a beneficia de anumite servicii. Am constatat că sunt persoane care s-au abonat la cursuri de formare profesională și dacă au auzit că este un curs de aia, se duce și acolo. Dacă este și de cealaltă, duce și dincolo, pentru că oferta pe piața muncii este foarte diversificată și foarte tentantă și atunci persoanele acelea încearcă. Încearcă, dar într-o oarecare necunoștință de cauză, dacă au sau nu abilități, dacă au capacitatea de a presta o asemenea activitate după ce urmează un curs. Și atunci am zis, cu ajutorul unui psiholog, să încercăm să evaluăm cumva aceste
abilități, aceste competențe, aceste aptitudini, în așa fel încât să-l sfătuim. Dacă face un curs de electrician în construcții, da, să zicem, sună frumos așa, sunt electrician, crede chiar că are capacitatea și aptitudini și, mă rog, abilități de a lucra ca electrician, sau îl face doar ca să... Și pe urmă dezamăgirea este și mai mare, că își dă seama, întâlneam... Asta mi-a venit ideea de la o mamă care se interesa pentru fiul ei de un loc de muncă și spunea, știți, feciorul meu a terminat liceu cu profil energetic și este electrician, dar e frică de curent. Păi, înainte de a se aduce la acel liceu sau de a se duce la acest curs, nu s-a gândit oare poate să facă treaba aceasta? A întrebat un specialist dacă poate să-l ajute în acest domeniu și pe parcursul proiectelor, activităților noastre, am decis să introducem un serviciu de consiliere psihoaptitudinală cu ajutorul unui psiholog pe muncă și pregătit în domeniu, ca să, mă rog, pentru cei care acceptă, că noi nu o să facem consiliere cu forța psihologică și nu o să ne ducem să-i punem să dea, să completeze baterii de teste dacă ei nu o să vrea. Dar la cei care acceptă, să-i convingem, să-i ajutăm, că venim în sprijinul lor, să-i conștientizăm mai bine cu ceea ce ar putea să facă ca să performeze acolo unde vor munci. Deci, cel puțin 200 persoane vom antrena la această categorie de servicii, în așa fel încât să vedem dacă într-adevăr merită sau nu merită, dacă ajută sau nu ajută. S-ar putea să tragem concluzia că nu este, mă rog, momentul să intervenim acum cu aceste servicii sau să le dezvoltăm în continuare pentru că sunt utili. Dar deocamdată am încercat cu aceste 200 de persoane pe care le vom include în proiectul nostru, aplicând baterii de teste de nivel mediu, foarte facile, foarte accesibile așa pentru a le înțelege și lucrând cu psihologul, cu detalii, cu informații suplimentare pentru ca să putem să realizăm ceea ce ne-am propus. Vom avea cel puțin 150 de persoane care vor beneficia de medierea muncii și aici vă spuneam că ne-am propus ca de la medierea muncii și de la bursa locurilor de muncă cel puțin 52 de persoane să fie ajutate, să fie angajate în muncă prin proiectul nostru. Vom antrena la cursurile de formare 420 de persoane. Vedeți, dacă din total grup țintă 460 de persoane, 420 vor trece prin cursurile de formare. Deci este un procent foarte mare de persoane din grupul țintă care trec prin aceste cursuri de formare profesională. Am pus noi aici că am estimat că vom avea un procent de absolvire, de promovabilitate a cursurilor de 90,5. Desigur, noi sperăm să fie și mai mare, să avem receptivitate din partea celor care îi atragem la cursuri, să vină la aceste cursuri și să le finalizeze ca să obțină într-adevăr o nouă competență, o nouă calificare pe piața muncii, așa cum a dorit-o și el și cum ne-am propus și noi. Finanțarea proiectului, valoarea totală eligibilă estimată a proiectului este de 1.962.000 lei, nerambursabil 1.922.000 și contribuția solicitantului și a partenerilor 40.000 lei, respectiv echivalentul la 2,04%, atât cât prevede de fapt și ghidul pentru această categorie de proiect. Cine suntem noi din punct de vedere al sustenabilității? ADL-ul, așa cum știți, atunci când depui proiecte trebuie să te prezinți și din acest punct de vedere. În ultimii 3 ani am avut aceste valori, dacă vreți așa, din punct de vedere al măsurării resursei umane și capacității financiare. 13, 18, 21 salariați și cifrele de afaceri care au rezultat din bilanțul anual al organizației.
Camera de Comerț și Industrie, de asemenea, 19, 20, 20 de salariați și cifrele de afaceri care sunt cele prezentate aici. Cel de-al treilea partener este nou intrat pe piața muncii, este înființat în 2012 și are un capital social, nu are salariați deocamdată, lucrează voluntar toți cei care lucrează acolo și au un capital social mai micuț. Sperăm ca odată cu trecerea timpului și experiența să se îmbogățească la această organizație. La echipa de proiect, managementul este asigurat de solicitant, Talpa Maria Rotaru Geta, experți Cârligeanu, Pricopie Cătălin, Talpa Ion și Sabina Șum. La parteneri, Curpănarul Tudor Marius, responsabil instruire, Rasu Anca Florentina, consilier antreprenorial și Eugenia Codreanu, contabil. La partener 2, Petrescu Maria este doamna președintă și domnul Vasilache Constantin, contabil. Coordonatele proiectului sunt cele care le-am afișat, sunt și în materialele pe care dumneavoastră le-ați primit. Suntem persoanele care lucrăm în cadrul proiectului, echipa de proiect. La Camera de Comerț, la oricine dintre cei de aici, veți găsi imediat informația pentru a vă adresa proiectului. La ADL, la noi și la Negreș, la fel. Cam aceasta a fost scurta mea prezentare. Desigur că majoritatea dintre dumneavoastră care sunteți în sală ați implementat sau implementați proiecte cu finanțare europeană. Cunoașteți foarte bine care este tipicul acestora, formatul acestora, care sunt procedurile și care sunt pașii care trebuie să urmăm fiecare dintre noi. Suntem în prima lună de implementare, lună afectată pregătirilor, elaborării de proceduri, de instrumente și apoi, pe parcursul perioadelor următoare, vom realiza activitățile propriu-zise. Noi sperăm ca periodic să informăm și presa cu rezultate deosebite în activitate. Sperăm ca să ne întâlnim și cu alte ocazii la alte proiecte pe care dumneavoastră le veți lansa sau noi și o să vă invităm. Sperăm ca în final, la conferința finală, să raportăm, să prezentăm cel puțin rezultatele care le-am estimat aici, dacă nu și altele. O rog și pe Elena, dacă dorește să vă zică câteva vorbe și după aia, dacă sunt întrebări. Bună ziua, vă spun și eu bine ați venit în sediul Camerei de Comerț și Industrie Neam. Suntem un partener tradițional al Asociației ADL Progres. Nu este prima dată când colaborăm, în schimb este primul proiect finanțat din Fondul Social European pe care îl implementăm împreună. Și sperăm ca expertiza noastră, expertiza colectivului Camerei de Comerț, atât în domeniul furnizării de servicii de formare profesională, cât și competențele în asigurarea serviciilor de informare asupra înființării unei societăți comerciale, asupra realizării unui plan de afaceri, ne pune în situația în care să aducem un plus de valoare acestui proiect. Și sperăm să ducem la bun sfârșit această colaborare și să nu fie decât un început în colaborările în resurse umane și în implementarea de astfel de proiecte. Mulțumim pentru faptul că ne-ați luat partener și sperăm să colaborăm și să ne atingem obiectivele pe care ni le-am propus. Să îndeplinim toate activitățile, să ducem la bun sfârșit toate activitățile și să realizăm cu succes acest proiect.